Între timp, pe străzile capitalei, 10 de manifestanți au organizat un marș dedicat femeilor. Cei prezenți au militat pentru drepturi egale între femei și bărbați, dar și pentru o egalitate de gen în educație sau justiție. Anul acesta, evenimentul este dedicat păcii și rezistenței femeii pe timp de război. Statistica anuală în Republica Moldova decedează aproximativ între 40, 43, 45 femei și fete. Sunt sigură că ați auzit toți despre recentele cazuri de deces ale femeilor în perioada imediat după naștere, este inacceptabil ca în anul 2022 femeile să moară atunci când au viață. La fel, este inacceptabil ca femeile să fie abuzate, umilite, înjosite sau neglijate atunci când merg. În la Moldova la... de astăzi, dacă o femeie merge la muncă, are drept de vot și poate să se căsătorească cu cine vrea, pare să fie suficient pentru a considera că drepturile acestea sunt respectate pe deplin. În realitate însă, problema violenței în bază de gen rămâne o problemă pentru societatea moldovenească, iar subiecte legate de educație sexuală, hărțuire, avort sau violență ginecologică sunt etichetate ca subiecte considerate sensibile sau chiar tabu, despre care se discută puțin sau nu se discută. Unele dintre ele, cum este educația sexuală, Rămân de ani de zile un subiect de manipulare religioasă și politică. Așa se face că deseori discuțiile despre abilitățile profesionale ale femeilor și rolul lor în viața socială și politică se mută pe terenul moralității și tradiției. În ultimii 9 ani de zile, 8 martie comercial sau 8 martie despre mame, revine treptat, dar foarte lent. La 8 martie despre drepturile femeilor. Ceea ce pare să stârnească nedumerirea unora are o explicație simplă. Drepturile femeilor sunt drepturile omului, iar revendicările legate de nerespectarea acestora nu le anulează pe cele ale bărbaților, pentru că fiecare persoană este egală în fața legii și are aceleași drepturi. Deci, de ce, în ciuda numărului mai mare de femei cu studii superioare, Acestea sunt plătite mai puțin decât bărbații. De ce este nevoie pentru ca femeile care vor să combină viața profesională cu cea de familie să reușească acest lucru, iar cele care aleg să fie singure și fără copii să nu fie obligate să explice alegerea și să demonstreze că abilitățile profesionale nu au legătură cu statutul matrimonial sau numărul copiilor născuți? Discutăm despre percepții, atitudini, riscuri și provocări cu privire la drepturile femeilor în Moldova cu Doina Cazacu, doctor în drept, conferențiară universitară la Universitatea de Stat din Moldova. Eu sunt Irina Kropcinco și te invit să asculți un episod nou al podcastului Punct pe ură. Doina, în 2020, Conform studiului Oficiul Avocatul Poporului, privind percepția asupra drepturilor omului în Republica Moldova, 58% dintre respondenți considerau că drepturile femeilor sunt respectate în foarte mare măsură și în mare măsură. Cât de aproape de realitate este această percepție? Eu aș porni de la ce înțeleg oamenii prin drepturile... Fundamentale și dacă le percep, și dacă atunci când au răspuns și au dat acești indicatori atât de înalți, exact știau întinderea a drepturilor la care au bifat acest coeficient destul de, de mare, aș spune eu. Dacă există percepție sau dacă există cunoștințe în ceea ce ține de drepturile și libertățile fundamentale, mai multe studii arată că în funcție de profesie, în funcție de vârstă, în funcție de mediul rural, urban, percepția este diferită. Și ca și orice studiu, există un marj de eroare și eu cred că are spațiu și această marjă de eroare. Cel puțin tendința Republicii Moldova în materie drepturilor și libertăților fundamentale este una, aș zice eu, pozitivă pe segmentul că statul nostru și-a asumat foarte multe obligații pe plan, plan internațional, ratificând un șer de tratate internaționale care vin să protejeze drepturile și libertățile fundamentale, și avem un exercițiu de a pune în aplicare și de a le respecta. Dacă e să luăm conținutul acestora, da, un număr foarte mare de drepturi și libertăți fundamentale sunt conținute și uh, reglementate de la independență încoace, da? Începând cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, pe care am inclus-o și în Constituție, pactele din 1966 și ulterior Convenția Europeană privind drepturile și libertățile fundamentale, și un șir de convenții care vin să protejeze anumite categorii de persoane. Da, Vorbim despre Convenția privind eliminarea discriminării față de femei. Convenția privind drepturile copilului, drepturile persoanelor cu dizabilități și multe altele, atât la nivel universal, dacă ne referim la sistemul ONU, cât și la nivel regional, atunci când vorbim despre Consiliul Europei, noi fiind uh, membri a acesteia. În ce măsură sunt respectate drepturile și libertățile? Mai multe uh, sondaje vorbesc diferit. Oamenii percep, de exemplu, dreptul la libertate ca fiind unul cel mai respectat și dacă e să facem trimitere la un raport privind drepturile omului realizat de către instituția ombudsmanului din Republica Moldova, în jur de 68,5% din populație consideră că acest drept este respectat. Și în acest studiu o să găsiți diferite drepturi și diferite percepere Cert este că datele din 2016, în comparație cu cele din 2020, arată o creștere. Fie că perceperea acestora și înțelegerea ce înseamnă drepturi fundamentale se ridică datorită campaniilor de promovare, datorită faptului că oamenii încearcă să cunoască mai multe și asta se întâmplă inclusiv prin spațiul media, fie prin faptul că la noi totuși în țară un număr mare de persoane merg și fac o facultate de drept, să zicem. Și asta automat ridică nivelul de cunoaștere a drepturilor și libertăților. Dacă sunt ele respectate, în tocmai cum sunt percepute, deja lucrurile vorbesc de la sine. De exemplu, ar fi... Am analizat nota analitică prezentată de către CRGM pentru anul 2022, și constatăm că au fost depuse 642 de cereri la CEDA împotriva Republicii Moldova. În comparație cu 2021 avem 630 de cereri. Nu putem să spunem că este o diferență foarte mare, dar oricum. Ar fi și ieșirea din pandemie și revenirea la activitate a multora dintre noi cu prezență fizică. Dar noi, totuși, suntem pe locul 4 din cele 46 de țări membre ale Consiliului Europei la numărul de cazuri și adresări la CEDO, ceea ce ar indica că mai avem de lucru la capitolul de respectare. Ca tot ai menționat despre pandemie și că am ieșit la un moment dat, deși ea, într-un fel sau altul, nu a dispărut. Această pandemie a determinat amplificarea nivelului de vulnerabilitate al femeilor, de la creșterea inegalităților veniturilor până la creșterea cazurilor de violență în bază de gen. Întrebarea mea este ce riscuri crezi că a adus războiul Rusiei împotriva Ucrainei pentru femeile din Republica Moldova, inclusiv pentru femeile din Ucraina refugiate aici? Într-adevăr, pandemia a pus agresorii și victimele să locuiască sub același acoperiș. Într-adevăr, am petrecut mai mult mai mult timp în spații închise, pentru că am avut și stările de urgență, am avut și perioade în care a fost încălcat acel dreptul, drept, la liberă circulație și la amintiți se... Pe lângă faptul că nu puteam să ieșim din case, nu puteam să ieșim în afara hotarelor și dacă e să am... vedem statistica, numărul adresărilor în COVID este mai scăzut și nu de asta că s-ar fi întâmplat mai puține acte de violență, dar posibilitatea victimilor de a se adresa a scăzut pentru că iarăși vorbim despre acea situație în care agresorul și victima erau puși față în față. Cât ține de conflictul militar împotriva Ucrainei, putem aborda acest subiect din două perspective, și anume, femeile care au decis să părăsească țara, mă refer la Ucraina, și să se strămute în Republica Moldova, se confruntă cu mai multe situații de vulnerabilitate ridicată, pentru că, pe de o parte, au rămas față în față cu o situație foarte și foarte dură, lăsând case și practic tot ceea ce au reușit să acumuleze de o viață, venind într-o țară limba căreia nu o cunosc și chiar dacă sunt victime ale violenței, tot mai puțini au curajul să raporteze ar fi cauza lipsei cunoașterii sistemului de drept, neîncrederea că într-o țară străină cineva ar putea să-ți dea o mână de ajutor să te trateze pe același picior de egalitate ca și pe proprii cetățeni, deși și convențiile și cadrul național vorbește despre acest lucru, avem legea cu privire la regimul juridic al străinilor, avem uh, acele decizii ale uh, Comisiei pentru Situații Excepționale care au venit să extindă sau să explice anumite drepturi de care beneficiază persoanele strămutate din Ucraina. Întrebarea ar fi unde s-a produs actul de violență, dacă acesta a fost până a intra pe teritoriul Republicii Moldova sau nemijlocit aici realizat fie de către cetățeni ai Ucrainei sau persoane care ar deține cetățenia Republicii Moldova, spre exemplu. Nu putem să spunem că nu sunt raportate cazuri, Femeile sunt, sunt, constituie coeficientul de peste 80% dintre persoanele care au părăsit Ucraina și se află la moment pe teritoriul Republicii Moldova. Diferența este că mulți dintre ei au decis să stea pe o perioadă foarte scurtă de timp și Moldova fiind mai mult punct, un punct de tranzit pentru eventuale uh, plecări în alte state. Respectiv, acesta tot ar constitui un impediment. De ce? Pentru că Aflându-te pe o perioadă foarte scurtă pe teritoriul altui stat, îți dai seama că atunci când depui o plângere, asta implică mai multe acte de prezentare la poliție, acte procesuale care urmează a fi realizate, și odată tu ce părăsești țara, oamenii nu sunt suficient informați sau din frică, sau având în vedere starea psihoemoțională în care se află atunci când fugi de un conflict armat, undeva aspectul violenței a rămas în spate, luând în considerare amploarea tragediei pe ansamblu. Există și un risc de trafic de ființe umane pentru femeile refugiate? Da, uh, și el constă din mai multe motive, hai să le zicem. Unul ar fi lipsa unor venituri sigure, alta ar fi în toată situația în care tu decizi să fugi de o năpastă, poți cădea pradă ofertelor foarte atractive, dar care nu întotdeauna au în spate persoane binevoitoare. Exploatarea ar putea fi diferită atât prin muncă cât și sexuală și în acest sens se fac campanii de informare inclusiv în uh, limba ucraineană pentru a identifica semnele de exploatare și pentru a nu fi expuse exploatării uh, sau în general al traficului de ființe umane. Da. 2021, în 2021, conform studiului privind percepțiile și atitudinile față de calitate, 76% dintre cetățeni credeau că femeile trebuie să îmbine partea profesională cu cea care ține de muncă casnică. Ce trebuie făcut sau schimbat la nivel de societate și la nivel decizional pentru ca femeile să poată să fie implicate activ atât în viața profesională cât și în cea de familie, și să primească același salariu ca bărbații, adică cu 13,7% mai mult decât în prezent. O întrebare care sper eu în viitorul apropiat, acest coeficient, această cifră să scadă și să scadă mult. De ce? Pentru că Republica Moldova are niște planuri foarte ambițioase, aș spune eu. Și dacă să facem referire la programul de accelerare a egalității de gen în Republica Moldova pentru anii 2023-2027 și a planului de acțiuni, pentru implementarea acestuia, autoritățile își propun foarte mult să dezvolte și să sporească protecția socială pentru femeile care au grijă de un membru de familie, spre exemplu, ca acest coeficient de egalitate de salarizare să fie unul nediscriminatoriu, să fie unul egal și, totodată, avem un șir de documente la nivel de țară, cum ar fi. Strategia Națională de Dezvoltare Moldova-Europeană 2030, în obiectivele care se regăsește foarte ambițios ca Republica Moldova să ajungă la un nivel în care societatea și să fie pregătită să perceapă munca și profesionalismul pe aceeași treaptă. Asta ar implica, în primul rând, dezvoltarea unor programe de educație timpurie pentru copii, astfel ca. Mamele să poată să iasă la muncă mult mai devreme, dar să nu stea cu grija cui lasă acești copii sau în grija cui lasă acești copii. Asta ar implica să fie facilitat un echilibru dintre viața profesională și cea de familie, prin inclusiv flexibilitatea programului de muncă. Mm -hmm. Și, în ultimul rând, cultivarea spiritului de implicare a ambilor părinți în egală măsură în educarea copiilor, astfel ca ambii dintre ei să poată să aibă șanse egale de a profesa și a combina profesia cu viața de familie și cu toate obligațiile și frumusețile care ies din ea. Curiozitatea mea e ce ar presupune, de fapt, să întreprindă autoritățile, inclusiv pentru a diminua aceste percepții și atitudini. Pentru că bănui acest lucru înseamnă timp și înseamnă resurse. Iar Multe din aceste percepții și atitudini nu vin doar din partea membrilor familiilor, da? vin inclusiv din partea celor care sunt în autoritățile publice, în instituțiile publice. Da? Și atunci, dacă nu există în plan o clarificare a acestui aspect, tu ce crezi? Cum ar trebui să aibă loc acest lucru? Cert este că noi am recunoscut că avem nevoie să muncim pe acest segment. Cert este că sunt mai multe documente de politici publice care deja scot în evidență această problemă și necesitatea de a se intervine. Asta înseamnă, pe lângă modificare de cadru legal, gândire altfel, dacă vreți, programul pentru ocuparea forței de muncă pentru următorii ani, 22-26, la fel are un șir de obiective centrate pe a învăța oamenii să gândească altfel atunci când vine vorba de profesie și familie, atunci când vine vorba despre egalitate în drepturi și obligații ambilor părinți, atunci când cu responsabilitate și respect reciproc, ambii parteneri sau ambii părinți se implică activ în tot ce, ce ține de educare sau alte obligații, pentru că vorbim aici nu doar de copii, sunt situații în care femeile, și cel mai des, de fapt, femeile, îngrijesc de un membru de familie care are nevoie specială, fie că este o vorba de dizabilitate, fie că este vorba de vârstă înaintată. Femeile, de obicei, sunt cele care renunță la carieră sau la viața profesională și rămân acasă să aibă grijă de aceasta. Se propun pentru ultimii cinci ani să fie redus acel uh, coeficient despre care spuneați. Referitor la venituri, care acum este 13,7% diferență, cel puțin cu minus 4%. Asta ar fi ideal. Evident că avem nevoie de timp, evident că avem nevoie de o abordare diferită și de schimbare de preconcepții și prejudecăți. Văd tot mai multe programe de abilitare economică a femeilor, tot mai multă implicare. În business, și tot ce ține de antreprenoriat, și asta bucură. Asta bucură mult pentru că acea independență financiară deschide alte uși și alte pârghii, inclusiv un factor care influențează decizia femeii de a nu mai suporta violența, uh -huh. pentru că e, iese din acel cerc vicios de a fi dependentă financiară de agresor. Deci, abilitare economică care va aduce femeile pe aceeași linie cu bărbații antreprenori și care vor schimba tot niște percepții în rândul bărbaților de a avea față în față sau alături femei antreprenoare care muncesc la de mult exact ca partenere și și merită exact cu aceeași onestitate și corectitudine, același salariu, sau același venit. Mai am o întrebare legată de indexul egalității de gen. În acest an, el arată că a crescut ponderea populației care consideră nepotrivită prezența femeilor în politică și că acestea, din urmă, nu au capacitatea de a deține funcții de conducere, în condițiile în care femeile angajate în câmpul muncii, conform datelor Biroului Național de Statistică au un nivel mai înalt de educație decât al bărbaților. De ce crezi că pentru mulți este mai important sexul decât abilitățile profesionale și ce ar trebui să facem, de fapt, pentru a schimba aceste stereotipuri? Da, dacă este ne referim la acest index al egalității de gen din anul 2022, nivelul egalității de gen a constituit 62 de, procente dintr -o, 62 de puncte, mai iertați, dintr-o sută posibile. Statistica vorbește despre faptul că în ultimii 10 ani Moldova a avansat la acest capitol doar cu 5 puncte și asta se datorează alegerilor parlamentare și numărului de femei care a accedat în politică. Probabil mai complicată etapă ca aceasta în care femeile activează sau sunt implicate în politică și toate crizile luate una peste alta pot să ducă la schimbarea opiniei, dar acest lucru nu trebuie pus pe seama genului. Pentru că nu cred că în acest context, după stări de urgență în sănătate, stări de urgență în securitate, bărbații aveau să, să se descurce la fel de bine. Cert este că populația vede o imagine generală, hai să zicem. Da, au crescut prețurile, da. Suntem cu un conflict armat la cotar, cu foarte multe, multe provocări, cu situații care nu au mai fost și nu au mai fost cunoscute și ar fi incorrect dacă am aprecia activitatea acestora reieșind din circunstanțele în care Republica Moldova se află cel puțin în ultimii doi ani. Stereotipurile vin uh, pe toate domeniile, nu doar politică. Avem de lucru foarte mult la acest capitol, dar bucură faptul că femeile sunt tot mai desauzite, ies din umbră și nu au frică. Aceste campanii de promovare a femeii în funcții eligibile, fie că sunt consiliere primare, deputate bucură și sperăm că următoarele alegeri locale vor arăta alți indicatori. Alegerile din toamnă. Da. După ani de zile în care lupta pentru combaterea violenței în bază de gen rămâne actuală, iar hărțuirea sexuală, menstruația, avortul sau violența obstetrică și ginecologică rămân subiecte mai puțin sau deloc discutate, te întreb cum am putea aduce aceste subiecte pe agenda publică, și cum putem determina membrii societății și decidenții să aleagă respectul pentru demnitatea și drepturile omului, și nu așa numita moralitate și tradiție. Asta înseamnă a educa oamenii de la vârste foarte fragile, cu un program evaluat. Și bine structurat în funcție de nivelul de dezvoltare, începând cu școli. E prea târziu să înveți asta la facultate, după mine. Partea bună este că sunt un șir de materii care deja pun accentul. Vorbim despre educație pentru sănătate, vorbim despre o disciplină mai nouă, cum ar fi relații armonioase în familie, în care mai mult sau mai puțin aceste subiecte sunt abordate. Este trist să constatăm că putem vorbi despre orice și având în vedere accesul la informații pe care îl au copiii acum, riscul de a obține o informație eronată despre tot ce astăzi este considerat sau mai puțin în ultima perioadă, aș zice eu, totuși, tabu. Dezinformarea sau aflarea acestei informații din surse uh, neverificate este mai periculoasă decât aceasta ar fi explicată, pe înțelesul fiecăruia dintre noi, în funcție de vârstă, în funcție de nivelul nostru de pregătire, dacă lucrurile s-ar um, dezvolta, dacă despre asta s-ar spune exact la vârsta potrivită. Nu am fi în situația în care am avea avorturi la minori, în care inclusiv hărțuirea sexuală ar putea fi identificată și raportată, nu ar fi considerată ca un lucru obișnuit sau normal, în care victimele nu ar avea frică de a fi blamate. Și atunci când cultivi spiritul demnității umane, în generații, atunci cred că și acel indicator al respectării drepturilor omului va crește și nu va fi un indicator bifat la întâmplare de a conștientizat. Asta funcționează cu generațiile care vin sau care sunt în creștere. Ce ne facem cu politicienii care ajung în funcții elective? au acces la putere, modifică legi pentru că au și rolul de a legifera cei care sunt în Parlament și nu au o înțelegere foarte bună, ca să nu zic deloc unii dintre ei, a ceea ce înseamnă drepturile omului. Cum ne putem și ce putem noi face pentru a ne asigura că pe masa cu argumente atunci când se iau decizii sunt mai curând respectă sau nu legea aceasta a drepturile omului? Și nu dacă această lege împacă tradiția cu moralitatea, care este absolut subiectivă. Eu întotdeauna am fost pentru echilibru, mm. fără extreme. Asta doar dizbină societatea. Este important cum explicăm și cum ajunge mesajul la fiecare dintre noi. Cu siguranță ați urmărit ultimile modificări și modificat cadrul legal privind infracțiunile ce țin de viața sexuală din codul penal și ați văzut foarte bine diferența dintre atitudini, da? Cineva a ieșit din sală, cineva n-a votat, cineva a, a mers până la capăt și aceste modificări au avut loc și ele sunt foarte importante. Ori noi revin la acele obligații pe care ne le-am asumat, ca și stat urmează să, le, să ne le asumăm. Și să ajung la conștiința fiecărui cetățean că atunci când merg și își exprimă votul, acel vot trebuie să fie foarte asumat. Pentru că dreptul la vot, pentru care s-a luptat atât de mult și care este astăzi oferit, nu este o bifă. Este o asumare de responsabilitate și atunci când facem acest lucru, trebuie să conștientizăm care sunt efectele pentru termen lung cel puțin în următorii patru ani. Și dacă vrem sau nu să progresăm, și dacă vrem să avem o societate în care copiii noștri să nu fie hărțuiți, în care drepturile omului stau în capul mesei, trebuie să o facem foarte asumat. asumat. Și să o cerem atunci când nu este asumat. Pentru asta... Sunt și gardienii societății civile. Este, dacă vreți, și mediu academic, care cultivă respectul față de demnitate și față de drepturile pe care noi le avem. Și atunci când lucrurile nu se întâmplă exact cum ar trebui sau mergem în regres decât în progres, suntem cei care batem alarma și dăm de știre cu. Uite, așa nu se poate, sau până aici, sau haideți să revedem, haideți să ne așezăm, să avem un dialog constructiv, astfel ca să mergem spre respectul drepturilor omului și nu invers. Ar fi păcat în secolul 21 să pierdem această oportunitate. Exact. Ai ascultat punct pe ura un podcast produs de Asociația Promolex cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Ne găsești pe SoundCloud, pe Spotify, ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosești. Iar, pentru mai multe informații, te invităm să vizitezi pagina de Facebook Monitor Hate Speech Moldova sau promolex.md.